Într-un bloc de apartamente din zona mobilă din cartierul Georgenescu a avut loc o explozie. Apartamentul a fost afectat serios, iar câteva mașini parcate pe lângă blocul respectiv au fost avariate. Explozia s-a produs de la un tub de spray cu insecticid lăsat lângă o lumânare aprinsă. Explozia s-a produs într-un bloc turn. Deși nu au existat victime, locatarii au trecut prin clipe de panică la auzul bubuiturii puternice și s-au autoevacuat. Explozia nu a produs un incendiu, ci doar pagube materiale, apartamentul fiind afectat destul de serios. De asemenea, câteva mașini parcate lângă bloc au fost avariate deoarece au picat geamuri și bucăți din fațada apartamentului. La fața locului și-au făcut apariția cadrele ISU, dar și serviciul de ambulanță. Și au fost solicitați și reprezentanții firmei furnizoare de gaz metan, pentru a se depista dacă sunt scurgeri de gaz. În urma măsurilor efectuate nu au fost descoperite scurgeri de gaz, însă explozia s-a produs de la un tub de spray cu insecticid lăsat lângă o lumânare aprinsă, au menționat reprezentanții ISU Suceava.